Aș vrea să vă spun un bun venit și aș vrea ca rostul întâlnirii noastre de vineri seara să fie un rost de deschidere de sabat, nu în sensul, nu în sensul slab al cuvântului, ci în sensul lui puternic, în sensul că aș dori ca întâlnirea noastră de vineri seara chiar să descuie o ușă. Să descuie o ușă. În așa fel încât să intrăm în Sabbat, în odihna cu Dumnezeu, și să intrăm în această odihnă prin Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât vineri seara să fie o provocare masivă pentru gândirea noastră din tot cursul Sabbatului. Aș vrea să unesc momentele din seara aceasta cu ultima noastră întâlnire, când am vorbit despre Sinai, ca fiind locul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu poporul Său. Atunci, la momentul acela am spus că modul sau motivul pentru care oamenii nu înțeleg și nu apreciază legea lui Dumnezeu este că scapă din vedere că atunci și locul acela a fost momentul în care Dumnezeu s-a întâlnit cu ființa umană și s-a întâlnit cu ființa umană și cu poporul său nu oricum s-a întâlnit într un mod cu totul și cu totul extraordinar. Adică sigur s-a mai întâlnit și cu Avram. Spre exemplu, în momentul în care Domnul Isus Hristos însoțit în acel trio care se ducea să judece Sodoma și Gomora s-a oprit pe acasă pe la Abram, iar Abram a stat de vorbă cu el și a negociat: Doamne, pe Lot poți să-l salvezi? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește că la Mahanaim, pe Iacov l a întâlnit îngerii lui Dumnezeu și a pus locurile acelea numele Tabără îndoită. Dar niciuna din manifestările, din întâlnirile acelea cu Dumnezeu n-a avut caracterul Sinaiului. La Sinai Dumnezeu a coborât ca să învețe ființa umană și poporul său. Lecția sacralității. Cu alte cuvinte, că Dumnezeu nu este doar Dumnezeul din Betleem, Dumnezeul întrupat cu care stai de vorbă și îi pui masa și El mănâncă și stai de vorbă cu El și e un prieten. Nu. Așa ar dori Dumnezeu să se comporte cu mine și cu tine în condițiile unui legământ în care noi, într-adevăr, îi oferim posibilitatea asta de asta de vorbă cu niște oameni după chipul lui, refăcuți după chipul lui. E prietenia lui Dumnezeu cu sfinții lui, prietenia lui cu biserica lui. Dar chiar și în condițiile acestea, când Dumnezeu își strânge Biserica să se întâlnească cu El, în momentul în care Sfințenia Sa se manifestă, atunci, iertați-mă. Dar Moise a zis: Sunt îngrozit și tremur. Deci, nu ne potrivim cu Dumnezeu în gloria și în măreția Lui. Noi în negloria și în slăbiciunea noastră. Nu ne potrivim. Și pentru ca omul să nu ajungă să se considere pe sine Dumnezeu sau să-L considere pe Dumnezeu la nivelul său, când să se întoarce către rug, Dumnezeu îi spune, E bine că te-ai întors. E bine că vrei să vezi ce se întâmplă. E bine că vrei să stai de vorbă cu mine și vom vorbi. Dar nu oricum. Scoateți încălțămintea din picioare pentru că a intrat într-o zonă de sfințenie, într-o zonă de sacralitate. Vezi că e sfânt aici. Păi și dacă e sfânt, dacă e sfânt, cum mai. Trecut pragul de sfințenie, vezi că trebuie să se vadă. Ori scoți calțemila din picioare, ori îți acoperi fața, ori te pleci pe genunchi. Ai grijă. Sfințenia te învață să fii altfel în prezența lui Dumnezeu. Foarte interesant, Psalmul 18. Vă invit puțin să deschideți, pentru că aș vrea să vă invit să citim împreună și să vă întreb de unde sunt luate imaginile acestea. Psalmul 18 este un psalm al lui David. Este psalmul eliberării lui David. Auziți ce zice el de la versetul 6. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul, s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat s-au clătinat pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbuni aprinși țâșneau din ea, a plecat cerurile și s-a coborât. Un nor gros era sub picioarele lui, călărea pe un heruvim și zbura, venea plutind pe aripile vântului, întunericul și-l făcuse în velitoare, iar cortul lui, în prejurul lui, erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui ieșeau nori care aruncau grindină și cărbun de foc. Domnul a tunat în ceruri cel preanalt, a făcut să-i răsune glasul cu grindină și cărbun de foc, a aruncat săgeți, a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăznitului și i-a pus pe fugă. Vreau să înțelegem. Ăstea sunt biruințele lui David. Dar de unde a luat el imaginea aceasta? Pentru că niciodată în cadrul biruințelor sale n-a coborât Dumnezeu învăluit în nori, nu s-a cutremurat pământul, imaginea aia de aici poate să fie o metaforă pur și simplu, figură de stil, sau poate să fie luată de, din altă parte, de unde a luat-o. David își trage puterea izbăvirilor sale de la Sinai. Și el spune așa, Dumnezeul care a coborât și a eliberat poporul evreu din Egipt, acela este Dumnezeul care m-a eliberat și pe mine. El spune așa, nu e nicio deosebire dintre modul în care Dumnezeu a acționat atunci când s-a luptat împotriva egiptenilor și între cum s-a luptat Dumnezeu pentru mine. Uitați versetul care urmează, versetul 15. Atunci s-a văzut albia apelor, s-au descoperit temeliile lumii la mustrarea ta, Doamne, la vuietul suflării nărilor tale. Despre ce e vorba? Poftiți? Trecerea Mării Roșii, sigur că da. Și de asemenea vă rog să observați cum pentru David cele două evenimente și anume trecerea Mării Roșii și Sinaiul sunt, sunt una. Ele se acoperă. În istoric, sigur că da, între timp a mai fost refidim, au fost o sumedenie de alte lucruri. Sunt trei luni de călătorie de la Marea Roșie până la Sinai. Pentru David, pentru conceptul mântuirii însă, când Dumnezeu îi scoate pe izraeliți din Egipt, următorul popas salvific sau mântuitor este unde? La Sinai. Și Marea Roșie se unește cu Sinaiul ca fiind demonstrarea puterii lui Dumnezeu. Ceea ce îmi place foarte mult în Psalmul 18 este că David are curajul să spună că nu numai cu izraeliții s-a întâmplat așa. S-a întâmplat așa și cu el. Versetul 16. Dumnezeu și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei, care erau mai tari decât mine. Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmbtorării mele, dar Domnul a fost sprijinul meu. El m-a scos la lor loc larg. Unde? dincolo, da? M-a scos la loc larg, m-a scăpat, pentru că mă iubește. Acum am opresc puțin și vă întreb, n-ați vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să se întâmple și cu noi? Adică trecerea Mării Roșii. Sinaiul, momentul în care zice că Dumnezeu a plecat cerurile. Știu, o imagine, o figură de stil extraordinară, în care Dumnezeu a îndoit cerul și s-a plecat peste Sinai. Peste poporul său. Uneori ne teamă de lucrurile care vor veni. Uneori avem probleme în legătură cu siguranța zilei de mâine. Psalmul 18 ne spune că se va coborâ Dumnezeu pentru poporul său. Va merge înainte. Le va tăia calea. Se va cutremura pământul dacă va fi nevoie. Va coborâ Dumnezeu cu tot locașul său însoțit de negură. Focul mergând înaintea feței sale este nu numai indescriptibil, este de neimaginat. În același timp, este o certitudine a mântuirii. Dumnezeu ne va salva. Dumnezeu te va salva. Strigă către Dumnezeu. Vorbește cu El. Asta este, asta este rostul, certitudinea Sinaiului. Doamne, salvarea e aproape. Pentru ca să mergem puțin mai departe, aș vrea să... Vă invit să deschideți și Isaia, capitolul 42. În Isaia 42 se vorbește despre robul meu. De la de la capitolul 42 până la 53 este o secțiune profetică în cartea prorocului Isaia aproape necitită de către poporul evreu. Pentru că dacă ar fi citit-o, trebuia să Aibă conceptul acesta al unui Mesia care trebuie să vină ca să sufere. Ori conceptul acesta ei au încercat să le evite cât au putut de mult. Din cauza aceasta, nici măcar n-au citit zona asta. Capitolul 42 începe să spună: Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste El. El va vesti neamurilor judecata. Judecata mântuirii va face dreptate unor neamuri care până în momentul acesta au fost nedreptățite, au fost abuzate de oameni, și de lipsa mântuirii și în sfârșit vine robul Domnului pentru ca să le judece și să le dea dreptate și mântuire. Versetul 3 spune va vesti judecata după adevăr. Apropo dreptatea este procedura prin care Cineva aplică legea. Asta este dreptate. Aplică legea. Judecata este judecata modului în care s-a aplicat legea. Și aici zice, va vesti judecata după adevăr. Versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat să dai mântuire, te voi lua de mână, te voi păzi, te voi, pune, te voi pune ca legământ al poporului și ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu. Și vă rog să citiți dumneavoastră mai departe. Eu vă voi invita la versetul 21. Domnul a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată. Oh. Și din nou mă duc la Sinai. Nu e doar că Dumnezeu a venit acolo. Dumnezeu a venit acolo cu cadoul său de excepție, o lege mare și minunată. Vreau să vă întreb, de ce nu ne place nouă legea lui Dumnezeu? De ce nu vorbim noi, mai ales generația mea de acum, de ce nu vorbim noi la modul ăsta frumos? Dumnezeu a voit pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată. Spuneam, dreptatea este modul în care se aplică legea. Și spune, pentru dreptatea lui, Dumnezeu a vestit o lege mare și minunată pe care ce a făcut cu ea? A aplicat-o. Ne-a învățat-o și cum să o aplicăm. Pentru că altfel n-am fi știut cum să o aplicăm. Isaia vorbește despre faptul că din Domnul, din Dumnezeu, va ieși legea și legea aceasta va fi lumina neamurilor sau popoarelor, spune Isaia 51 cu versetul 4. Cei ce au în inimă legea lui Dumnezeu sunt cei care sunt neamul meu și poporul meu. Versetul 4 și versetul 7 din. Isaia 51. Ce, ce identitate extraordinară ne dă Dumnezeu. Ce identitate. Vreau vrea să vă întreb dacă sunteți fericiți că aveți această identitate. Sunteți neamul meu, zice Dumnezeu, popor care ai în inimă legea mea. Frații mei, aceasta este însă preambulul. Eu în seara asta aș vrea să vă provoc cu altceva. Și anume, aș vrea să vă provoc cu mânia balaurului împotriva legii lui Dumnezeu. Împotriva legii pe care o ai în inima, împotriva legii pe care o iubești, împotriva legii care este mare și minunată, împotriva legii care este caracterul lui Dumnezeu. Satan a coborât cu o furie teribilă. Apropo, care este numele sub care îl cunoașteți pe satan ca vrăjmaș al legii lui Dumnezeu? Mă înțelegeți? Dați-mi numele lui. Care este, repet, care este numele lui satan ca vrăjmaș al legii lui Dumnezeu? Poftiți? Pârâșul fraților, mulțumesc. Împotrivitorul, mulțumesc. Mai vreau ceva. Balaurul care urmărește, mulțumesc. Tatăl minciunii. În altă parte, în Daniel 7 cu 25, este cornul cel mic care și-a propus să schimbe vremurile și legea. Dar este ceva în Noul Testament și voi face un exercițiu cu dumneavoastră ca de acum înainte să nu uităm numele ăsta. Mulțumesc! Omul fără de lege. Numele lui Satan în lucrarea sa împotriva lui Dumnezeu este omul fără de legii, taina fără de legii. De asemenea, și ne referim foarte clar la scrierii lui Pavel în Tesaloniceni, da? despre asta vorbim. Sigur că da, toată, toată lumea Astăzi caută un exponent care să fie omul fără de legii și îl caută o personalitate și vorbesc de o persoană, de alta. Unii vorbesc astăzi despre Putin, alții vorbesc despre Trump, alții vorbesc despre toată lumea. Caută un om să se potrivească. Dar înainte ca să apară un om, Împotriva, care să fie dedicat schimbării legii lui Dumnezeu, există un spirit al fără de legii care lucrează extraordinar de mult în Oamenii fără de legii. Despre, despre acest spirit, despre această împotrivire extraordinară, aș vrea să vorbim ca niciodată trăim vremea asta. Ca niciodată. Haideți, puțin. O să rog media. Să mă ajute din momentul acesta cu 10 slide-uri pe care aș vrea să le comentez împreună cu dumneavoastră, pe care aș vrea să le păstrăm în memorie pentru seara asta, că bănuiesc eu că oboseala îi spune cuvântul. Și din cauza asta am zis, hai să mai punem puțină imagine. Frății mei, o lege mare și minunată este simbolul credincioșiei sau necredincioșiei. Moise a plecat cu legea lui Dumnezeu de pe munte ca simbol al legământului și al credincioșiei poporului. E corect? A ajuns la piciorul muntelui și s-a întâlnit cu ce? Cu necredincioșia poporului. Fraților, cele două lucruri nu se potrivesc. Legea lui Dumnezeu nu se potrivește cu necredincioșia mea, cu necredincioșia ta, nu se potrivește cu neascultarea sub nicio formă. Este un mare război între cele două și vedeți aici modul sau momentul în care Moise ia legea celor 10 porunci și o face praf sub ochii poporului, din ce cauză? Pentru că cele 10 porunci spune tot Moise erau legământul lui Dumnezeu cu poporul. Și în momentul în care poporul se închina boului Apis și făcea ce îi plăcea din punct de vedere firesc al păcatului lor, spuneți-mi ce se întâmplă cu poporul și cu legământul. Nu mai există legământ. În Psalmul 119, este o expresie asupra căruia m-am oprit destul de mult pentru că Cornilescu alege o expresie românească deosebită. Deci, odată psalmul 119 cu versetul, cu versetul 126 Este vremea ca Domnul să lucreze că cei calcă legea ta și vă voi mai invita să deschideți și în în proverbe capitolul 10 cu versetul 29 Deci este vremea ca Domnul să lucreze că cei calcă legea ta și în proverbe 10 cu 29 Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar ce este pentru cei ce fac greul? Este o topenie pentru cei ce fac greul. Adică, ce e aia topenie? Ori? Îi topește. Legea lui Dumnezeu devine atât de neplăcută. Atât de insuportabilă încât ori se sparge legea, ori se topește păcătosul din două una. Din două una. Întrebarea mea este dacă se poate sparge legea lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, frate, n-am putea schimba vremurile și legea. Daniel 7 cu 25. Când ne-ar fi mai cum? Când ne-ar fi mai cum? Nu, nu putem. Și vreau să în seara asta să înțelegem că nu putem. În seara asta aș vrea să înțelegem că dacă cineva schimbă legea lui Dumnezeu, omul se distruge, omul moare ca civilizație, în mod concret, ca civilizație, ca minte, ca orice. Fără legea lui Dumnezeu, moare. Din cauza asta, Psalmul 119 spune, fiți atenți că Dumnezeu va lucra pentru ca să nu se calce legea lui. Este vremea ca Domnul să lucreze, că cei calcă legea ta. Când începe Dumnezeu să lucreze? Când? Foarte interesant. Nu vă îngroziți, nu vă văietați că se calcă legea lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ajungem să vedem că legea lui Dumnezeu se calcă, în momentul acela ce se întâmplă. Ăla este momentul în care începe, să începe Dumnezeu sau trebuie Dumnezeu să lucreze. Dar haideți puțin să vedem de ce, fără de legea, sau darea la o parte a legii lui Dumnezeu înseamnă distrugerea ființei umane. Din ce cauză? Haideți să vedem până la urmă că nu se poate da la o parte legea lui Dumnezeu. Haideți să vedem de ce legea lui Dumnezeu este mare și minunată. Și că dacă dai odată legea lui Dumnezeu la o parte, ți s-a dus slava și ți s-a dus șansa de a trăi. Voi începe cu cele 10 porunci. Și voi începe de la capătul celălalt, de la porunca 10. Dacă dai la o parte porunca lui Dumnezeu care spune să nu poftești sau tu n-ar trebui să poftești, atunci taina fără de lege îți spune exact pe dos. Fără de legea înseamnă să calci legea lui Dumnezeu și ajungi la concluzia că trebuie să... Poftește! în frații mei, întreaga societate de consum în care suntem astăzi are la bază faptul că fiecare dintre membrii acestei societăți vrea câte ceva. Unu, doi, că niciodată nu zice ei destul. Și că întotdeauna poftesc mai mult. Și din cauza că poftesc mai mult, ce se întâmplă? Poftesc? Economia merge. Din cauza asta economia merge. Din ce cauză? Pentru că eu muncesc ca să cumpăr lucruri de care n-am nevoie și după ce iau lucrurile de care am nevoie, n-am nevoie, iertați-mă, voi descoperi că am nevoie de altele și nu se mai termină niciodată. Cu alte cuvinte, tu trebuie să poftești ca să existe progres. Ăsta este progresul lumii mele, Asta este progresul lumii noastre. Ce s-ar întâmpla dacă cineva ar zice mulțumiți-vă cu ce aveți? Hmm? Ce s-ar întâmpla dacă societatea americană, la un moment dat, ar auzi și sfatul ăsta: mulțumiți-vă cu ce aveți? Cunoașteți crizele de supraproducție. Există o permanentă presiune la capitolul acesta. Porunca a zecea este una dintre poruncile cele mai puțin amintite. Dar dacă porunca a zecea ar fi într-adevăr aplicată în viața noastră, ea ar fi soluția pentru toate celelalte porunci. Uneori nu mai ajungem la porunca a zecea. Ne oprim pe la a noua. Și gata. Sfatul meu este, haideți să începem cu a zecea. Minciuni frumoase. N-am găsit o altă imagine mai sugestivă pentru societatea mea decât această imagine de Crăciun. Auziți? Tu trebuie să minți ca lumea să fie cum? Frumoasă. Ce e rău în Moșu Nicolae? Ce e rău? O vedeți? Ce e rău? În afară de faptul că nu e adevărat. În afară de faptul că este o. Fantasmă. Altceva mai e ceva rău? În asta? Uite, copiii învață că există cineva în lumea asta care le aduce daruri. Păi nu-i frumos așa să crezi că lumea ți-aduce daruri? Nu-i frumos? În fel, înveți în felul ăsta că lumea e bună. E lumea bună. Copiii o viață întreagă după asta vor căuta altcineva sau vor căuta pe cineva care să le dea daruri. Și vor întinde mâna când la guvern, când după pensie, când după... O, o, așa mai departe. Pentru că ei vor crede că moșul Crăciun... Sau ceea ce avem aici este, este o realitate, că cineva dă așa pe degeaba. Mai târziu, va fi teribil de șocant să li se spună că așa ceva nu există. Va fi dureros. Chi chiar. Uh. Am o întrebare. Cum vi se pare dacă ați hrăni mintea nepoților dumneavoastră cu povești? Dar cu povești, cu Harapalp și cu Ilana Cosânzeană. Poftiți? Să le citiți în fiecare seară. C -c Cum ar fi? Hm? Evident, mintea lor a lucrat foarte mult. Personajele respective ar începe să prindă conturi. O altă realitate, realitatea cărților de povești, ar constitui al doilea nivel de existență a lor. Spre exemplu, viața lor de seară. În timpul zilei, sigur că da, ar alerga prin curte, ar trebui să asculte, dar seara ar intra într-o lume diferită. Într-un alt univers. După ce ei și-au format lumea asta, în alt univers, când îi veți spune că lumea asta nu e adevărată? Când le veți spune? Știi ce? Ți-am citit până acum la șapte ani, dar acum te-ai făcut și tu mare, totul, totul a fost o minciună. Când, când îi veți spune? Pe la șapte ani? Dar nu asta e problema. Problema este când îi veți spune că nu mai trebuie să creadă în Ileana Cosânzeană, dar trebuie să creadă în împărăția cerurilor. Cum vi se pare? Va putea să mai creadă? Că și făt frumos era cu pomul vieții, cu apa vieții și și în grădina Edenului era pomul vieții, apa vieții și tu trebuie să-i spui, știi ce? Ălea nu s-a adevărate, dar asta s-a adevărate. Spuneți-mi, vă rog, de ce copiii trebuie să mințiți? Că să fie frumos? Nu cumva învățăm și noi că și noi suntem mințiți? Despre reclamă se spune că reclama face pe oamenii proști să cumpere lucrurile care ar, fă, nu le-ar cumpăra dacă li s-ar spune adevărul. Nu cumva Moș Crăciun continuă? Haideți mai departe. Ce părere aveți de lecția asta în care toată lumea trebuie să învețe să fure puțin? Nu mult. Deci, aici, aici, asta este evident, nu știu dacă semnul respectiv există cu adevărat, dar face referire la legislația noastră californiană care spune la un moment dat trebuie să furi, dar să nu depășești 950 de dolari. Ma, nu știu, e mult, e puțin cum e. Asta e, Rodin îmi spune, vă dați seama ce înseamnă dacă ai furat pe zi atâta? Dar nu asta este. Întrebarea mea este, de ce trebuie să devenim toți hoți? Sigur că nu ne, nu ne obligă nimeni, dar dacă nu mai e... Cum să spun? Dacă nu mai e o crimă, treaba asta. Nu mai e pedepsă. Dacă se dă voie... Dacă e o grămadă de lucruri și spune, uite, toată lumea puteți să o luați de aici, dar numai coșul ăsta. De ce să nu iei? Că e voie, nu? De ce toată lumea trebuie să învețe lucrul ăsta? Ce se întâmplă cu noi? De ce moralitatea trebuie să devină, așa, relativă? Stai puțin că e păcat numai de la o în sus. Până la o nu e păcat. Dar tu tot trebuie să furi. Înțelegi? Trebuie să faci cumva să nu te vadă, să așa mai departe. De deci ce trebuie să-ți formezi o mentalitate de hoț? O viață de hoț? Și să nu te muște cu gedul. Să fii hoț cu acte în regulă. Porunca șaptea, să nu comiți adulter. Aici am pentru dumneavoastră o, o întrebare șoc. Cum ar fi, dacă ar fi obligatoriu, ar fi obligatoriu ca toată lumea să aibă relații libere cu toată lumea. Cum ar fi atunci? Vreau să vă întreb cum ar semăna căsătoria. Deci dacă s-ar da libertate ca toată lumea să aibă relații intime cu toată lumea, n-ar mai fi nicio problemă, vreau să vă întreb cum ar apare căsătoria. Adică la un moment dat să nu se dea voie să să fii decât cu o persoană. Cum, cum, cum vi se pare că ar fi? Mulțumesc! Vedeți care e imaginea de aici? Mireasa îl leagă pe mire cu frânghii. Căsătoria este un soi de prizonerat. Nu-i mai bine să fie la liber Și în momentul în care cineva îl leagă pe celălalt, nu înseamnă abuz? Și căsătoria nu devine astfel o instituție abuzivă? Suntem pe punctul să începem să gândim așa. Tinerii de astăzi nu se căsătoresc până la vârste foarte târzii datorită acestei idei, datorită faptului că se crede căsătoria este abuzivă. Și atunci ei zic, măcar să fiu abuzat de pe la 40 de ani încolo, nu până atunci. Și își împart viața cam în două, jumătate liberă și după aceea jumătate vedem noi cum mai facem. E vreo poruncă până acum să fi scăpat de omul fără de lege sau de taina fără de lege? Este vreo poruncă care să nu fi fost răstâlmăcită până în momentul ăsta? Din ce în ce mai mult n-aș fi crezut că apuc să văd că societatea mea mă învață să ucid. Dar uitați-vă bine ce zice acolo. Avortul este îngrijire medicală. Avortul este îngrijire medicală. Și dincolo, eutanasia este pentru sănătatea minții. această crimă de conveniență, adică să o mori pentru ca să trăiești convenabil. Dacă cumva ai cea mai mică problemă în viață, dacă cumva apare cel mai mic disconfort, poți să spui, uite, știi ce, bine, nu mai îmi place. Și atunci se spune că apare moartea din milă. Adică îi se, îi se face cuiva milă. Și actul ăsta de crimă e de milostenie. Vreau să înțelegeți cum se răstoarnă lucrurile. Adică e o problemă că nu mai poți gândi bine. Porunca 5 vorbește despre faptul că trebuie să-și cinstești părinții. Și e adevărat. Însă din ce în ce mai mult copiii noștri sunt învățați că părinții sunt autorități care constrâng. Limitative. Și la școală îi se spune copilului meu, fii atent, tu te duci acasă, dar tatăl tău nu știe și în loc să-ți dea libertate, tatăl și mama tate. Limitează. Păi cum te limitează? Păi îți spune, aia nu e voie, aia nu e voie, nu fura, nu ucide, nu uh, desfrâna. O, toate astea. Peste asta este un atentat la libertatea ta. Și pentru că părinții sunt niște figuri autoritative, din cauza asta copilul este învățat nu să cinstească, ci să se lupte cu părintele. Nu mai este doar un Uh, un spațiu care produce neînțelegere între generații. Este deja o luptă între generații. Porunca să-și cinstești părinții este scoasă, absolut, este scoasă în momentul acesta din circuitul ei. Nu, copiii nu sunt învățați să-și cinstească părinții, copiii sunt învățați să se elibereze de părinții. În ultima vreme se vorbește tare mult despre Sabatul Verde. Și vedeți aici, este un proiect la New York. Ce observați? O parte din societatea newyorkeză a vrut să facă un proiect pilot și au ieșit toți afară. La ce? Spuneți-mi cum numiți treaba asta. La un picnic. Mulțumesc! Se mănâncă, se stă de vorbă, copiii se joacă, toată lumea este în natură, este excelent. Uh, sabatul verde. Nu știu de ce, dar am fost ispitit să-i zic. E vorba de că cel mai bine, cred că ar sărbători sabatul verde, uh, lene și pământului. Și cei ce sunt leneși, la sărbătorii, perfect. Pentru că Dumnezeu spune, Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl meu lucrează în timpul sabatului. Sabatul nu este un picnic serios pe care l-așează cineva pentru ca, în sfârșit, să meargă să salvăm planeta. Nu, sabatul este partea aceea de închinare în care omul lucrează, iartă-mă, cu motoarele duduind pentru Dumnezeu. Nu leneșul care stă parte picior peste picior și își mănâncă sandwich în parc. Sabatul verde este pentru planetă, închinarea e pentru Dumnezeu. Ce zice dacă am stabilit treaba asta luni? Sabatul verde să fie luni. Ce zice? Ok? Luni se poate pentru planetă. Vreau să vă spun limpede, luni nu se poate închinare. De ce, de ce suntem foarte puțin sensibili la faptul că Dumnezeu a zis, știți, dacă vreți să vă închinați, pentru mine, odihna mea e sâmbătă. Dacă vreți să faceți ceva pentru planetă, faceți joi. Treaba voastră, faceți ce vreți. Sau munciți sau nu, e o altă problemă. Dar dacă vreți să vă închinați, o dihna mea în care vreți să intrați voi e șabat. În câte feluri am răstâlmăcit și treaba asta? În câte feluri? Tot argumentul nostru în legătură cu sabatul, odihna și așa mai departe, a fost arestat. Iar raționamentul în legătură cu odihna umană a fost luat și pus în direcția sabatului verde, sabatul pentru planetă. Singurul lucru care rămâne ca element diferit este închinarea. Închinarea nu poate să fie luată de la sabat și pusă lunea. Și în ziua în care se va lua de la sabat, va fi pusă Da? Duminică. Se schimbă. Iar pentru ca să înțelegem că e de neschimbat, Dumnezeu a coborât la Sinai și ne-a învățat sfințenia ca fiind un prototip ale liberării noastre pentru totdeauna. Porunca treia, e vorba de profanare, da? să nu iei numele Domnului tău în Deșert. Așa e cu creștinii, în jură sau nu în jură? Dar cum e dacă profanarea e obligatorie? În timpul Revoluției Franceze, observați o Biblie acolo, e în vârful unei sulițe. Asta este Revoluția Franceză. Am fost învățați ca profanarea să fie obligatorie. Am fost învățați ca să ne eliberăm. Uh nu-i departe. Da? Nu-i departe. Ce a fost Olimpiada de la, pa deschiderea Olimpiadei de la Paris? Ce a fost? Sigur că da, cine cea de taină nu este. nu are nimic sacru din punctul meu de vedere. Nu e o icoană. Cine cea de taină însă este un simbol a ceea ce Iisus Hristos a făcut în momentul acela premergător al crucificării sale, momentul acela al înființării bisericii. De ce simți nevoia să profanezi? Charles Hebdo. De ce simți nevoia să profanezi? Te duci înapoi, repet, la Revoluția franceză. De ce simți nevoia să profanezi? De ce cornul cel mic rostește vorbe de hulă? De ce simți nevoia asta? Care-i problema? Te vei închina la orice. Cineva spune așa, dacă nu mai crezi în Dumnezeu, problema nu este că nu te mai închini la nimic ci problema este că te închin la orice. Egiptenii, soarele, animalele, animalele evoluate cu chip de om și așa mai departe, faraonii sărutând statuete de tot felul, mii de zei. Totul e relativ. Nu contează. Până în momentul în care Dumnezeu a zis lasă poporul meu să plece pentru că eu sunt Domnul Dumnezeu. Până atunci. Și atunci s-a ciognit pluralitatea, relativismul cu Dumnezeu care zice numai eu sunt. Că Dumnezeu este infinit, cum poți da tu chip infinitului? Care e chipul infinitului? Că nu e. Este adevărat că Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, a luat chip de om. Este adevărat. Dar -a luat, a luat chipul omului. Nu omul i-a dat chipul lui Dumnezeu. Asinai, Sinai, Moise stă de vorbă cu poporul și se zice Păi n-ați băgat de seamă că n-ați văzut niciun chip? N-ați observat? N-a fost nimeni material. Ați auzit o voce, a vorbit cu mine, dar n-ați văzut niciun chip. Vedeți să nu vă faceți chip cioplit. Că atunci nu faceți altceva decât încercați să prindeți necuprinsul și veți ajunge la Iertați-mă, balauri. Știți că marea majoritate a chipurilor cioplite din alte religii sunt balauri, sunt dragoni, sunt ființe care nu există pe aici, sunt ființe care ar trebui să existe undeva în spațiu, nu știu unde, tocmai în ideea că e total diferit, Dumnezeilor sunt total diferiți. Tocmai în ideea aceasta. Și oamenii care nu pot să doară noaptea și care sunt temători așa mai departe, strâng toate aceste coșmare în mintea lor și trăiesc sub această teribilă idee religioasă că Dumnezeu trebuie să fie... Și dacă nu vei avea un singur Dumnezeu și vei avea un Dumnezeu mai mult sau mai mulți Dumnezei, atunci vei asculta de oricine, pentru că sunt mai mulți stăpâni și mai mulți domni. Și iată, spuneți-mi, vă rog, la final, care poruncă n-a fost călcată în picioare încă? Trăim într-o vreme în care se gândește așa. Este vremea ca Domnul să lucreze pentru că ei, generația mea, gândește așa. Generația mea, de la o parte, legea lui Dumnezeu. Vorbesc despre cancel culture, despre anularea anumitei culturi pentru ca să o înlocuiești cu ceva ce n-are chip. Ceva ce încă n-a existat până acum. Ceva ce seamănă cu toate aceste lucruri puse la oaltă. Vreți să ne recapitulăm puțin? Haideți să vedem puțin. Adică, de fapt, vrei să o luăm de aici. Vei asculta de oricine. Pentru că sunt mulți domni. Te vei închina la orice. Profanarea va fi obligatorie. Și dacă vei ajunge vreodată să, să fii sfânt în limbajul tău, atunci vei fi acuzat de faptul că nu ești liber și că din punct de vedere al, al, al societății ești antisocial. Sabatul verde scoate din discuție închinarea. Vei socializa, te vei simți bine. Vei face picnicuri, vei mânca, dar nu te vei închina. Părinții sunt aceia care trebuie să fie dați la o parte, pentru că sunt restrictivi, iar tu ai nevoie să fii autonom. În legătură cu viața, trebuie să înveți să ucizi din milă, evident, din milă. Trebuie să comiți adulter pentru ca să fii liber. Dacă cumva... Dacă cumva te vei îndrăgosti de cineva și vrei să îi atribui aceleși, acelei persoane tot ceea ce ai și siguranța de care are nevoie, atunci îți va spune societatea că ești abuziv și că îi iei libertatea celelalte persoane. Trebuie să furi în societatea noastră. Pentru că numai așa putem să avem ce ne trebuie. Trebuie să minți pentru ca să faci din societatea aceasta ceva frumos. Trebuie să poftești pentru că, apropo, Iacov capitolul 4 spune, știi de unde vin certurile între voi? Din poftele voastre. violența, nenorocirile, de unde vin? Dar trebuie să poftești. Aș dori să închei spunând trebuie ca Domnul să lucreze pentru că ei calcă legea ta. Amin. Vă voi invita să fiți fericiți și să fiți, să, vă, să înțelegeți că suntem extraordinar de avantajați pentru faptul că încă putem să avem de partea noastră o lege mare și minunată. Fiți fericiți, cu o viață frumoasă. Amin. Avem nevoie de tine din ce în ce mai mult, Părinte. În fiecare zi, în fiecare clipă. Vrem să predăm pe altarul Tău întreaga noastră ființă. Ia-ne, Doamne, în mâna Ta, condune pe fiecare dintre noi, în așa fel încât poruncile Tale să fie făgăduințele eliberării fiecăruia dintre noi. Zmulgene din lumea aceasta, zmulgene din această societate pe dos, care și-a propus, Doamne, să dea la o parte legea Ta, poruncile Tale și să implementeze o realitate uh, care n are nimic de a face cu cerul tău. Ține-ne aproape de tine. Păstrează-ne în cerul tău. Ajută-ne, Doamne, să vrem să fim de o calitate care să atragă lumea la tine. Și binecuvântarea ta să rămână cu noi toți. Amin.